Prima parcare supraetajată din Galați a fost finalizată. Este vorba de o investiție în valoare de aproape 9,5 milioane de lei, derulată de Consiliul Județean Galați. Parcarea va deservi Spitalul Județean Galați și va permite descongestionarea rutieră a zonei. Până în prezent, era o veritabilă aventură pentru șoferi să prindă un loc de parcare în apropierea spitalului. Astăzi inaugurăm parcarea supraetajată, un obiectiv foarte mult așteptat de către toți angajații Spitalului Județean, de către toți aparținătorii bolnavilor care vin la Spitalul Județean, de către toți cei din zonă. Astăzi este o primă etapă pe care o inaugurăm acestui obiectiv, și anume o parcare supraetajată, și este prima parcare supraetajată din Galați, o parcare cu peste 300 de locuri, din care 34 de locuri sunt pentru persoanele cu handicap, o parcare cu o valoare de 2 milioane de euro și o suprafață desfășurată de peste 8.000 de metri pătrați. De parcare vor beneficia angajații Spitalului Județean, sutele de persoane care vin pentru tratament, dar în limita locurilor disponibile, și persoanele care caută un loc de parcare în zonă. Mai mult, accesul în parcarea supraetajată va fi gratuit. Această parcare nu va fi cu plată, adică angajații Spitalului Județean, pacienții care vin la Spitalul Județean, aparținătorii pacienților care vin la Spitalul Județean, asta este prioritatea pentru a parca aici, nu plătește nimeni niciun leu pentru această parcare. Această investiție este, în fapt, doar o parte dintr-un proiect mult mai amplu, care vizează extinderea parcării, dar și realizarea unui heliport care să deservească serviciile SMURD și să permită un acces mai rapid al pacienților la Spitalul Județean Clinic de Urgență Galați. Avem în momentul de față în desfășurare o licitație la Spitalul Județean pentru extinderea, supraînălțarea cu încă un etaj acestei parcări și, bineînțeles, deasupra construirea unui heliport, astfel încât să scurtăm timpul în care pacientul trebuie să ajungă la unitatea de primiri urgențe, astfel încât să beneficieze cât mai repede de servicii medicale.